Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Volcu, discut cu Florina Georgescu, Administrația Națională de Meteorologie. Doamna Georgescu, să încep cu o poveste. De Crăciun am luat un brăduț din acela în ghiveci. Sfatul vânzătorului a fost: nu mai ține-l în casă până la primăvară, că el acum e cum ar fi în sezonul cald, că stă la căldură, și dacă îl scoți imediat după Revelion afară, o să fie schimbarea prea bruscă, e ca și cum ar veni iarna, întrerup ciclul de creștere. Cel mai bine să-l ții până la primăvară în casă și să-l plantezi în grădină după ce se stabilizează temperatura. Aș putea ieși cu brăduțul în grădină sau e încă prea devreme? Știm că a nins și în aprilie. Au fost. Da, bună ziua. Acum aș spune așa, dacă nu l-ați scos până acum, mai bine mai așteptați până în aprilie. Pentru că anii trecuți ne-au arătat că iernile acestea foarte blânde au o tendință de a se prelungi până spre jumătatea primăverii, în sensul că fenomene, este adevărat, de scurtă durată, dar cu aspect de iarnă, mai pot apărea și în luna martie și chiar în prima parte a lunii aprilie. Să ne amintim că anul trecut am avut un viscol, practic cel mai puternic viscol al sezonului 2022-2023, pe data de 5 aprilie, care a afectat partea de nord și centru a Moldovei. Au fost atunci emise două coduri roșii. Deci, repet, practic, cel puțin pentru acea parte a țării a fost cel mai sever eveniment al sezonului rece. Vedeți, nici nu mai spun iarnă, spun sezon rece. La fel, în urmă cu 2 ani, la București a nins între 1 și 8 martie. Au fost singurele ninsori din acel sezon. Deci, iarna aceasta, care calendaristic vorbind se încheie într-o săptămână, mai poate aduce unele surprize. Aproape că spun așa, din precauție, pentru că altfel, foarte posibil ca iarna, cu contribuția decisivă a lunii februarie din punct de vedere termic, iarna aceasta să fie și ea să se încheie ca fiind în topul celor mai calde ieri. Iarna anului trecut, 2022-2023, a fost cea mai caldă iarnă din ultimii 60 de ani. Anul acesta, vă spuneam despre contribuția lunii februarie, categoric, luna februarie va fi în clasamentul celor mai calde, dacă nu cumva cu destul de mare precizie, pe zi ce trece, tot mai bine se conturează Un acest nou record. scenariu că va fi cea mai caldă, cel mai cald februarie, la fel din ultimii 60 de ani. Acum, abaterea față de media ultimelor decenii este mai mare de 6 grade. Și dacă se va menține așa, va fi cea mai caldă. Da, anul acesta e cel mai lung an din ultimii 4 ani, va fi și cel mai cald, Da. sunt șanse. Anul trecut a fost, la nivel global, declarat cel mai cald an din istoria măsurătorilor, deci cam de pe la 1850 încoace. Și apreciază centrele climatologice că a fost cel mai cald și cu o abatere foarte mare față de media despre care vă spuneam și cu o diferență importantă față de fostul record al anului 2016. Sigur că au existat condiții la scară mare care au favorizat acest lucru, celebrul fenomen El Niño, care știm că sprijină înregistrarea unor temperaturi globale ridicate, dar factorul uman rămâne categoric cel determinant. Iar în felul în care ne-am situat în această iarnă, în felul în care, de altfel, suntem din luna iunie a anului trecut, cu sistematic fiecare lună
cea mai caldă din categoria ei. Este foarte probabil ca anul acesta, cine știe, poate influența de schimbarea fazei oscilației sudice din El Niño spre La Niña, aceea cu încurajarea temperaturilor mai scăzute, ca factor natural. Este posibil, poate să nu depășească. Să mai atenueze creșterea. Exact, poate să mai atenueze un pic creșterea, dar în linii mari suntem pe aceeași tendință crescătoare a temperaturii medii globale. Probabil sunt regiuni, că e o medie globală, sunt categoric. Regiuni unde a fost mai frig. Am văzut Statele Unite, au avut viscole, au categoric. Avut deci, geluri puternice. Da, chiar anul trecut, dacă ne gândim la felul cum au evoluat temperaturile, de exemplu, în Europa au fost zone în care temperaturile s-au menținut mult timp sub normalul unor luni de vară. Dar pe ansamblu este un lucru pe care l-a remarcat și Organizația Meteorologică Mondială, această distribuție neuniformă. Nici nu este nefiresc să fie așa, dar ansamblu arată, cum spuneam, spre, tot înspre creșterea temperaturii. Iar ceea ce spuneați apropo de Statele Unite, o caracteristică a iernilor trecute și probabil că după ce vom încheia această iarnă vom face o analiză și vom vedea dacă și iarna aceasta a fost la fel sau poate ușor mai ameliorat acest aspect. O caracteristică a fost aceea ca masele de aer arctic să coboare mult înspre sudul continentului nord-american. Iarăși o explicație a acestui fenomen o găsim tot în scenariile referitoare la evoluția climatului, pentru că una din ipoteze confirmată, repet, în ultimii ani, este aceea a încetinirii circulației la scară mare, acea circulație care în emisfera nordică aduce masele de aer dinspre Statele Unite, peste, sau dinspre nord, continentul nord-american, peste Oceanul Atlantic, spre Europa, spre Asia și așa mai departe. Deci circulația generală vestică are o tendință de încetinire și lasă uneori loc important circulațiilor meridionale, deci cele de la nord la sud, sud în nord. Astfel de circulații încetinite favorizează... Noi nu prea am vorbit, dacă ați remarcat că în această iarnă nu prea am vorbit de vortexul polar. Deci exact acea pătrundere firească a maselor de aer foarte rece dinspre pol spre latitudini mai sudice. S-a întâmplat acest lucru, dar mai mult deasupra continentului nord-american, repet, Și relieful, munții nu constituie un obstacol de la nord la sud, sunt... Da, sigur, că de altfel relieful, ca cum se rindu la una la alta, dar relieful Statelor Unite, de exemplu, favorizează, e așa, formarea tornadelor, acelora foarte puternice, acea celebră alee a tornadelor, favorizată fix de relieful continentului nord-american. Da, privind circulația de la nord la sud-sud-vest, din Siberia și până la Focșan, nu e nicio... Da, da, dacă ne referim... Niciun deal, da, nu, păi munții da, sunt... Da, de acolo ne vin nouă episoadele cele mai severe iarna. De acolo vine gerul, de acolo vine o componentă importantă a viscolelor. Nu și numai anul că acesta. Nu și anul acesta, pentru că anul acesta dominante au fost circulațiile dinspre Oceanul Atlantic, în partea noastră de lume. Oceanul Atlantic, cu apele lui la suprafață mai calde decât ar fi firesc, cu contribuția unor mase de aer mai reci în altitudine, a generat constant pe parcursul sezonului de iarnă cicloni. Deci tot timpul am văzut furtuni, furtuni, furtuni pe partea de vest a Europei, toate cu origine în, deasupra oceanului și care au reușit să mențină această vreme, spune chiar cu caracteristici climatice, de climat oceanic, mare parte a continentului în această iarnă.
Deci Nu, a a fost fost efectiv chiar blocată. furtuni puternice, pierdere de vieți omenești, Da, au da, fost, da. Deci iată că efectiv blocată circulația au dinspre sens. est. Da, au sens codurile. Nu Da. poate se adăpostez că oamenii nu sunt surprinși, pentru Da. că în Eu Europa cred că Occidentală au fost furtuni da. puternice de Da. Au fost acestea pe care furtuni le foarte aminteam și au fost puternice, victime. repetate. Au fost coduri, bineînțeles, nenumărate, Na, și la noi n-am portocaliu și prea roșu. mai Noi am avut, primit aș astfel spune de. că fenomenele cele mai severe deocamdată din acest sezon rece au fost în luna noiembrie. Să ne amintim de cele două furtuni de deasupra Mării Negre în 18-19 noiembrie și 25-26 noiembrie. Au fost două furtuni pentru care au fost emise coduri roșii. Au afectat mai Pentru ales că, Bulgaria. da, dar și la noi, în special în zona litorală, viteza vântului a fost una deosebit de mare, iar a doua furtună a fost asociată și unui viscol. Este adevărat că nu pe extindere foarte mare, fenomenul de viscol, nu de foarte mare durată, dar a Și a fost ocolit într-adevăr un Bucureștiul, viscol de-aia noi roșu, de cod nu, roșu. nu ne Noi, aducem aici aminte da, de el. nu A ne ad... ocolit la sud Da, a București. bătut vântul și pe la București, a bătut vântul în toată țara, în condițiile circulației aceea atmosferice foarte intense, dar fenomenele cele mai severe au fost în Dobrogea, în partea de sud a Moldovei, în partea de est a Munteniei, cu punctul culminant în zona litorală. Au fost stâlpi de electricitate căzuți la pământ, Au pagube fost economice. pagube materiale. A doua furtună este considerată, dacă nu cea mai severă, una dintre cele mai severe de deasupra Mării Negre. Ea a afectat bazinul vestic, deci înspre țara noastră, dar și partea centrală a Mării Negre și litoralul de nord al mării. Ucraina Crimeea. a avut de suferit partea litorală. Crimeea, la fel, o zonă deosebit de afectată. Marea Neagră e considerată periculoasă, dar din ce ne aducem aminte, în general, spuneți că vin dinspre Mediterana, furtunile, ciclonii, că acum au și Furtunile, nume. da. Partea bună este că dinspre Mediterana vin la noi și ploile cele mai importante cantitativ de care avem nevoie. Este bine. Circulații dinspre Marea Mediterană sunt bune. Însă adevărat este de asemenea că și furtuni destul de puternice Nu, pot dar fi Marea Neagră generate, nu prea, dar nu prea. nu mi-aduc aminte Da, iarăși o astfel de furtuni. caracteristică a acestei ierni este faptul că precipitațiile au fost destul de deficitare în mare parte a țării. Și Și sunt nu și avem azi? semnalul că iar tot ce a venit ca inclusiv ninsorile, fronturile atmosferice au fost dinspre Europa Centrală, Europa de Nord. Deci exact la partea la limita sudică a ciclonilor care vă spuneam că se dezvoltă deasupra Atlanticului și influențează vremea pe continent, la început pe partea de vest și de nord a Europei și apoi la extremă și regiunile din sud, din sud-est, din țara noastră inclusiv. Dacă spuneți că e mai caldă apa Oceanului Atlantic, e un scenariu, a fost dramatizat, făcut un film apocaliptic. Dacă se topește gheața, calota polară, apa rece care blochează Gulf Stream-ul și atunci, în loc să încălzirea globală, de fapt, în emisfera nordică, înseamnă răcire. Gel. Filmul este apocaliptic, știu de la ce vă referiți. Este și o carte făcută după film. Dar scenariul Înghețeau este, elicopterele în zbor, da, un scenariul val de este într-adevăr frig ca la. apocaliptic, dar este până la urmă urmarea sau ducerea așa la extrem a posibilei evoluții a climatului viitor, pentru că această încălzire foarte rapidă. Să spunem, conjugarea
evoluției naturale, deci variabilității naturale a climatului, dar cu contribuția noastră categoric, contribuția fundamentală a factorului uman, grăbește, deci practic asistăm la grăbirea unor procese naturale care se petreceau în mii, zeci de mii de ani, chiar mai mult, pe perioadă mai îndelungată, iar noi grăbim această evoluție a se petrece pe, la nivelul deceniilor. Sigur că ne uităm ce ar însemna consecința cea mai dramatică, topirea rapidă a calotei polare, însemnând pătrundere în cantități uriașe de apă, în primul rând cu salinitate mult mai redusă decât cea a oceanului, după urmă temperaturi diferite, care ar putea influența curentul Golfului, acela care aduce în Oceanul Atlantic, asigură transportul de aer, de apă caldă înspre regiunile nordice și invers, dinspre regiunile nordice. Deci acest transfer de căldură atât la nivelul oceanului cât și la nivelul atmosferei. N-ar fi problema doar că nivelul mării consecința, crește, ci și se perturbă circulația. Păi consecința este aceea că regiunile nordice, cel puțin ale continentului european, ar rămâne doar sub influența aerului foarte rece dinspre pol. Acesta era scenariul Suedia din film. Da, și partea de nord a continentului nord-american sau jumătatea de nord a continentului nord-american. Și în ceea ce privește nivelul mării? Nivelul mării este estimat, nivelul oceanului planetar este estimat a crește din două motive. În primul rând că o apă mai caldă ocupă un volum mai mare. Sigur, dacă ne referim la apa din pahar, probabil că este, nu probabil, sigur, este nesesizabilă diferența, dar la nivelul oceanului planetar, o apă mai caldă, categoric, are un volum mai mare. Iar pe de altă parte, este și această contribuție dinspre topirea calotelor polare. Nu crește suficient să afecteze crește suficient Vama Veche sau Constanța? Înțeleg da. Că Marea Neagră e deasupra oceanului planetar. Depinde la ce scenariu ne uităm, cât de catastrofal este acel scenariu. Dar o încălzire suficient de intensă, de puternică, poate aduce categoric și inundarea zonelor litorale sau zonelor de luncă de la noi. Bineînțeles, primele afectate Delta. Acum sunt țări, sigur, da. Primele afectate acum la nivel global sunt statele insulare, unele dintre ele deja se află la limita nivelului mării și zonele foarte joase dinspre partea, de exemplu, dinspre partea de vest a Europei, da? Deci țările de jos, că de aia Olanda, se și Belgia. Cheamă, de aia se și cheamă astfel. Da. Dacă olandezii au capacitatea tehnică și financiară să ridice, să mai ridice digurile, da. Nu cred că, adică da, nu toate țările insulare exact. N-au nici da. Bani, nici... Da. O componentă deosebit de importantă este adaptarea la ceea ce ne așteaptă în următoarele decenii. Pentru că lupta cu încălzirea globală este una grea, una care în contextul actual, da, părerea sigur. Mea este că dă un pas înapoi, dar categoric se fac eforturi în acest sens, însă în aceeași măsură trebuie să acceptăm că lucrurile se petrec, adică deocamdată voința noastră se pare sau planurile noastre sau acțiunea noastră nu este suficientă pentru a opri complet acest proces. Și este deja momentul să ne adaptăm. Eu cred că o facem. Mai recunoscut, mai... Poate, adică problema e clară, soluțiile sunt discutabile. Dacă mergem pe energii de tip eolian, panouri solare,
Iarăși afectăm clima, energia respectivă, nu? E vântul... Da, este influențat categoric microclimatul, deci este... Întotdeauna trebuie să punem în balanță dacă acțiunile noastre Energia nucleară a fost refuzată de... A fost refuzată, numai că... Unele țări. Acum tendința este de întoarcere spre... E clar că sunt riscuri, dar asupra climei nu are efect. Nu impactează. Dacă da, sigur. Repet, solare pe toată orice Sahara, acțiune trebuie pusă în balanță pentru a vedea beneficiile și, mă rog, consecințele negative. Da, e clar că ne îndreptăm spre o era electricității, nu a benzinei. Dacă e obținută energia prin da, se vor fuziune, căuta fisiune, în continuare, se vor căuta în panouri. continuare mijloace alternative, soluții alternative. Toate intră în această arie a adaptării și a proceselor de încetinire a încălzirii globale. Pornește de la lucruri mici și merge către politicile până la urmă la nivel statal, internațional. Și la această este foarte bine că totuși mie mi se pare că este din ce în ce mai pregnant angajamentul tuturor, sau mă rog, marii majorități a statelor lumii în această direcție. Tot mai puțin contestatari, pentru că nu ai ce să contești, că este suficient să te uiți pe fereastră. Suntem în era în care accesul la informație este cum n-a fost niciodată până acum, deci nu poți să ascunzi adevărul unor măsurători sau să le falsifici sau mai știu eu ce mai spun climatoscepticii. Nu se poate așa ceva. Adică este suficient să pui o mică stație meteo pe terasă sau un senzor care să măsoare concentrația unor gaze. Sunt lucruri pe care până la urmă le poate face oricine și măsurătorile, repet, sunt fără tăgat. Din păcate, țara noastră este expusă, nu zic o victimă, a schimbărilor climatice. Vedem, sunt deja an bun de secetă. Categoric. La noi, manifestările cele mai severe, acestea sunt. Seceta în fruntea listei, seceta și pierderile din agricultură datorate nu numai lipsei precipitațiilor, dar și menținerii temperaturilor foarte ridicate pe durate mari de timp. Pentru că iarăși, adică imediat după secetă, imediat după secetă vin valurile de căldură. În ultimii ani, temperaturile cele mai ridicate s-au dus înspre 42 de grade, cum a fost vara trecută, deci să zicem că mai avem 2 grade până la recordurile de la noi din țară înregistrate până acum. Dar nu este vorba că n-am ajuns la 44 de grade, este vorba că anul trecut și în anii trecuți am avut săptămâni în șir cu temperaturi peste limita caniculei, deci mai sus de 35 de grade. Sigur că culturile în astfel de situație sunt foarte afectate. Culturile neirigate, că altfel ar fi și irigate tot ar suferi din cauza temperaturilor. Pe urmă, bine, cu irigațiile trebuie să faceți o emisiune separată în care să invitați specialiști care să vă spună care ar fi soluțiile, pentru că mai puțin probabil să ne întoarcem la un sistem de irigații din acela clasic, cum era prin anii 70-80. Stropitoare gigantice. Stropitori, nu știu, aspersoare, la rădăcina plantei, mă rog, sunt tot felul adaptarea culturilor. În sensul că trebuie cultivate da, biotehnologia alături de energia nucleară a fost iarăși demonizată
cel puțin în Europa, în Statele Unite, Japonia, America de Sud, e folosită pe scară largă și aici sunt chiar companii europene care au emigrat, să spunem, în SUA, pentru că aici nu puteau să-și valorifice rezultatele cercetării. Bine că acum câte chimicale mâncăm este un alt subiect, dar nu neapărat... Plantele care să se apere natural, să reziste la secet, la dăunători. Exact. Deci specialiștii știu. Sunt plante procesate genetic, dacă respingi știința... Până la urmă trebuie să mâncăm. Și atunci și aici vine adaptarea. Dar ce plante cultivăm... Cum, în ce perioade, probabil că se mai modifică și perioada când însămânțăm, dacă facem și a doua cultură, că nu se prelungește sezonul cald. Și... Noi de aici, din oraș, nu ne bucurăm că se mai întinde sezonul la mare după septembrie, sunt zile călduroase în octombrie, dar aici e un joc de noroc. Da, acum dacă mai repede. Știți cum e, dacă asta e, alegem și ce putem să ieșim în profit, să zic așa, din situația aceasta. Da, într-adevăr, tendința este ca ultima lună de vară să devină septembrie. Mai puțin a zice că deschiderea sezonului mai curând, pentru că la deschiderea sezonului, exact, depinde și de temperatura apei mării. Apa mării are totuși o inerție mai mare, se încălzește mai greu. E delta, sunt dar este păcat. Posibilități de agrement. Mă repede, dacă asta este situația, este piscine. Păcat să nu profităm, nu? Să prelungim sezonul. Haideți să venim acum la zi. E zăpadă? Zăpada este doar în zona de munte și chiar înspre zona de munte mai înaltă. Vacanța e pentru copii, vacanța dar este. Nu e zăpadă. Da, sunt zone... Au fost ieri cu zăpadă puțină. Da. Cred că până la urmă o să ieșim așa în analiza, să se termine sezonul. Probabil că am avut anul ăsta mai puțină zăpadă la munte decât am avut anul trecut. Anul trecut, chiar dacă, cum am zis, a fost cea mai caldă iarnă, totuși la munte a fost mai iarnă, pentru că a fost un strat de zăpadă destul de consistent și persistent. Acum, stratul de zăpadă este mai degrabă pe versanții Carpaților meridionali, versanții nordici, deci cei dinspre Transilvania, la fel în Carpații orientali, pe versanții dinspre Transilvania. Pentru că au venit dinspre Atlantic, cum spuneați. Da, pentru că au fost precipitațiile mai consistente pe partea de vest și de centru a țării, mai degrabă decât în regiunile sudice și estice. Ceea ce nu e bine pentru rezerva de apă din sol, când ne întoarcem la partea de agricultură. Sunt șanse să plouă, să din păcate, nu în curând. Precipitații foarte abundente nu așteptăm, deși vor mai fi precipitații în următoarele zile, posibil la munte să mai ningă în zona înaltă, dar nu precipitații care să schimbe în vreun fel datele. Stratul de zăpadă nu i-aș spune deocamdată adio pe acest sezon, pentru că mai este posibil în perioadele mai reci să mai ningă la munte și în martie și chiar în aprilie. Pentru celelalte zone, de asemenea, speranța este ca odată intrați în primăvară, Marea Mediterană cel puțin să se activeze și ea, să se mai trezească. Ea este activă acum, dar în jumătatea sudică a bazinului. Deci chiar ne uitam la un ciclon care se dezvoltă acum, poate că vom avea vești despre el în zilele viitoare, undeva la sud de Italia, înspre coastele nordice ale Africii. Un ciclon foarte adânc cu o dezvoltare mai rară în sezonul de iarnă. E ceva mai toamna vedem așa ceva, cum arată acesta, cum este prognozat acum.
Vom vedea zilele viitoare ce se va întâmpla și dacă se va apropia de noi sau nu. El merge înspre est, se apropie oarecum de zona țării noastre, însă are o circulație blocată de un anticiclon care încearcă să avanseze spre noi dinspre Câmpia Rusă și care să aducă și o ușoară răcire. De aceea, pentru săptămâna viitoare, anticipăm temperaturi ușor mai scăzute decât în această săptămână, dar după ce vom fi avut în acest weekend temperaturi până la 20 de grade, temperaturi care mai scăzute, dar tot peste normalul perioadei. Neobișnuit în da, martie. Iarăși foarte interesant că în februarie, deci nu am depășit recordul absolut de temperatură pentru luna februarie, cum s-a întâmplat anul trecut cu luna ianuarie. Deci ianuarie 2023, cel mai cald ianuarie. Și cu depășirea recordului, un nou record de 22,5 grade pentru anul trecut ianuarie. Anul acesta, februarie, nu am depășit recordul absolut pentru februarie, dar am avut perioade foarte îndelungate cu temperaturi aproape tot timpul. Aproape toată luna februarie a fost cu temperaturi peste normal și foarte multe am înregistrat foarte multe recorduri, cam la toate stațiile meteo din țară, mai multe zile din februarie, recorduri ale zilei sau recorduri lunare. E centrul de agrometeorologie pentru sud-estul Europei în construcție la noi în curte. Curtea Administrației Naționale de Meteorologie. Haideți să vedem din punct de vedere agrometeorologic cum stăm. Există riscul ca pomii fructiferi să înflorească și dacă se întâmplă dacă o ținem așa cu temperaturile, probabil că vor, exclus. Da, probabil că vor avea o evoluție mai rapidă. Pe de altă parte, da, există și acest pericol ca în unele zone, să sperăm că nu peste tot, în situația în care am avea o perioadă cu temperaturi mai scăzute, sigur, ar fi și efecte nedorite. Estimările noastre pe următoarele 4 săptămâni arată tot o tendință de a rămâne peste normal. Sigur, întotdeauna când vorbim de estimări pe durate mai îndelungate, ne referim la niște medii și nu este exclus ca pe durată scurtă mediile astea să lase loc și unor temperaturi mai scăzute. Da, noaptea este nopțile, acum zilele acestea, în ultimele zile, am avut și temperaturi negative în mare parte a țării. Nu cu mult sub zero, dar au fost. Pentru că e senin și este senin, într-adevăr, și mai scade temperatura. Posibil și săptămâna viitoare, tot așa, nopțile să fie ceva mai reci și ziua am zis că o să fie un pic mai rece, ceea ce e bine pentru pomi, că îi ține un pic mai liniștiți, așa. Să nu înflorească. Să zicem, da. Pentru oameni, din punct de vedere al sănătății, aceste diferențe mari de variații mari de temperatură. Am avut și variații mari de temperatură pe perioade mai scurte de timp. Pe cei da, sigur că este un stres, da, pentru cine este meteosensibil, este un stres atunci când variază presiunea atmosferică și am avut astfel de intervale, am avut în ianuarie și în februarie și perioade cu presiune atmosferică foarte scăzută pentru țara noastră și o perioadă cu o presiune atmosferică foarte ridicată, mai rar întâlnită. Cum se explică? Doar căldura, explicația aerului? Constă tot, o caut tot deasupra Oceanului Atlantic, pentru că acei cicloni veniți dinspre ocean, în fața lor, deci într-un ciclon aerul se rotește în sensul invers al celor de ceasonic. De aceea spunem noi că în fața ciclonului aerul cald este îndemnat să vină spre țara noastră. Dar din rotirea acesta aerului în ciclon. Iar în spatele ciclonului, de multe ori,
rapid poate pătrunde aerul rece, care aduce și o creștere a presiunii atmosferice, mai ales în sezonul rece. Dar totul a fost de scurtă durată. Totul în această iarnă, exceptând temperaturile ridicate, totul a fost de scurtă durată. Și intensificările vântului, da, și de precipitațiile, și toate influențează, mai ales persoanele mai sensibile. Dar schimbările, totul se totul petrece schimbarea rapid, rapidă. Schimbările acestea se în ultima vreme, vremea se schimbă foarte da, rapid. Rapid, da. Da, eram obișnuiți, mai ales iarna, așa am învățat și noi, ca meteorologi începători, așa învățăm încă pe tinerii noștri colegi, că iarna, circulația aerului este mai domoală, să zicem, astfel în zona țării noastre. Avem acele influențe dinspre Câmpia Rusă, dinspre estul extrem sau nord-estul extrem al continentului, aer rece, presiune ridicată, anticicloni care stagnează, deci avem o vreme stabil, rece, să zicem, în mod firesc, așa arată clima României. Numai că schimbările sunt evidente și trebuie să ne adaptăm, cum spuneam, la aceste schimbări. Să acceptăm că iarna începe să nu mai fie cum scrie la carte. Ghiocei sunt în piețe printre da, mașini deja de mai bine de o aproape lună și nu îi pune în seră nimeni. Da, nu, da, sunt aproape trecuți. De asemenea, am văzut un film românesc de anii 80 și mi-a adus aminte, eu știu, să fie 10 ani de când am văzut Marea Neagră înghețată în jurul cazinoului. Cel da, puțin un deceniu. Da, probabil că da. Nu am mai avut. Am avut îmi aduc aminte un februarie foarte rece în 2005. Mi-aduc aminte de el pentru că atunci temperaturile din estul Transilvaniei au coborât sub minus 35 de grade, ceea ce a fost ceva excepțional pentru ultimele decenii și, mă rog, relativ aproape de recordurile absolute de temperatură scăzută. Deci cred că din punct de vedere termic aceea rămâne februarie cel mai rece și iarăși am mai avut un episod cu ger în februarie în 2012 în urma viscolelor acelora care și ele rămân printre cele mai puternice din ultimele decenii. Au fost din nord până în exact, și sud-vest. Odată viscolul au terminat, acoperit da, toate țara. Odată viscolul terminat, îndepărtându-se ciclonul care a adus viscolul, a pătruns aerul foarte rece dinspre Câmpia Rusă și atunci a fost un cer persistent. Oameni blocați în case, da, zăpada pentru până că la acoperiș. A fost o situație deosebită pentru că veneau temperaturile acestea foarte scăzute, imediat după viscol, deci era zăpada foarte mare, nemișcată. A fost un an agricol bun, 2012? Tot în 2012, vara a fost foarte, a fost caniculară, a fost secetoasă, a fost, nu mă amintesc câți acum a fost, dar a fost, n-a fost de bine. Și am luat pe mere, am dat pe pere. Era, nu, semne bune da. Anul, iarna e grea, următul mare, semne bune anul are. Din păcate, anul agricol nu are semne prea bune în momentul. În momentul acesta sunt regiuni ale țării care stau bine cu rezerva de apă, mai ales acelea, vă spuneam, unde a plouat sau au fost precipitații mai importante, partea de vest, de centru a țării, nordul, în sfârșit și regiuni din partea de sud a țării, dar rămânem în continuare tradițional cu deficitul de precipitații în Moldova, partea de est, partea de sud-est a teritoriului. Numai că începusem să vă spun că așteptăm ca primăvara să mai regleze acest lucru. Odată Mediterana sperăm să devină mai activă și înspre țara noastră, dar să mai stea un pic, să nu se activeze acum ca să nu dăm în vreun viscol. Dar este de așteptat ca primăvara să aducă o activare a Mediteranei care să
vină cu tradiționalele ploi de primăvară, pentru că perioada cea mai, și care încă rămâne cea mai ploioasă din an, o reprezintă lunile aprilie, mai, iunie. Da, viscolul, să spunem că e un deranj. Traficul, transportul mai cade decât un stâlp de electricitate, dar aduce zăpadă nu e un câștig, să spunem. Dacă... Aduce zăpadă, numai că noi suntem încă foarte vulnerabili și, aș spune, chiar în ultimii ani mai vulnerabili în fața acestui gen de fenomen. Pentru că în orașele mari, de exemplu, cum este Bucureștiul, da, traficul... Da, putem tot, lucra și de acasă. Noi greu. Putem lucra de acasă, dar totul... fermierii nu pot să aducă apă pentru la agricultură. Pet. Mereu spunem că un strat de zăpadă este benefic. Dar, repet, suntem foarte vulnerabili în fața efectelor viscolului. Nu, din păcate, încă nu am rezolvat problema acelor perdele vegetale de protecție. Sunt perdelele acestea fac bine și iarna și vara în fața oricărui fenomen meteo extrem. Pentru că în caz de secetă, ele păstrează umezeala în sol. În caz de intensificare ale vântului, vânturile acelea uscate din timpul verii, la fel, feresc culturile agricole. Nu mai zic iarna cum ne feresc, cum ar putea feri autostrăzile, drumurile naționale, cum ar putea feri localitățile în calea viscolului. Despre încălzirea globală se vorbea din anii 80, anii aceia grei ai finalului de regim comunist. Noi luăm oarecum în râs pentru că au fost niște ierni groaznice. Exact, da, asta am vrea și eu să spun. Minus 20 de grade iernile cu zăpadă. Acelea, deci iernile din anii 80, mai ales din cam din 83-84 până spre anii 90. Se întrerupea, da, bun, profita nu să... Numai, dar iarna sine, dincolo de regim și în sfârșit. Iarna în sine, au fost ierni cu ninsori abundente, cu temperaturi scăzute. Și zăpada înghețată bognă, da. 2, 3, 4 săptămâni, adică, da, și o lună, da, da. Mergeai printre nămeții. Da. Nu am mai avut, deci iernă așa mai, mai dure, cred că prin 93, mai puțin, după anii 2000, mai puțin. Bă, da, se din discuta ce în ce mai din puțin. Anii 80, nu prea am făcut nimic, despre împăduriri, perdele de protecție, cel puțin din 99-2000, Banca Mondială inclusiv a făcut programe de împădurire, discuții cu fermierii, cu satenii, nu e prea populară această tehnologie. N-a convins oamenii. Dacă vedem în Franța, sunt unde sunt la doi pași de Ocean Atlantic, plouă, iarba e verde, da? Până chiar tot timpul anului. Și-au delimitat terenurile agricole cu arbuști, copaci. Da. Chiar pentru aceste perdele ar trebui să fie arbuși sau arbori? Ce s-ar recomanda? Cred că orice gen de arbuști probabil sunt cei mai recomandați și arbori care să nu crească prea mult în înălțime, că atunci nu mai își mai fac treaba. Dar pot fi exploatate, nu poți să pui păi au fost exploatate, pom fructiferi între perdelele de vegetație au fost exploatate. În sobă. Veștile deci în acest weekend sunt bune pentru drumeții, pentru cei care evadează. Sunt bune. Pentru cei care sunt plecați deja la schi, mai pot sta acolo unde au găsit zăpada, mai pot sta și în Bulgaria. Acest... Sau în Alpi. Iar pentru prima zi de primăvară, pentru 1 martie, ne așteptăm la o vreme mai rece, dar
Posibil să mai scadă puțin temperaturile, vă spuneam, săptămâna viitoare, să rămânem peste normă, ceea ce înseamnă că maximele tot vor ajunge spre 10-12 grade. Deci 1 martie cu ghiocei fără zăpadă. Mulțumesc! Cu tot drag! La revedere!